Salut, eu sunt Gicu, astăzi voi replanta așa cactus. Uitați-vă cum a crescut așa frumos și într-un ghiveci mai mare, cu mult mai mare ca paharuțul ăsta, și vom vedea cum se va dezvolta. De asemenea, vreau să mai fac mai multe fire de astea să fie cactus de astea și pe acesta îl voi tăia în jumate sau chiar de aici mai puțin de jumate. Și îmi voi mulți, pe acesta tot îl voi tăia, că vedem, nu-mi place aici. Ok, și va arăta frumos mai mulți împreună, dar îi voi tăia, însă îi voi lăsa o zi să se usuce rănile și apoi îi voi planta, dar pe planta mamă. Deci, hai să începem replantarea și am ales așa ghiveci, voi pune aici pe toți, împreună vor arăta frumos. În primul rând, hai să scoatem acest cactus din acest păhăruț. Acum punem în acest ghiveci pământ universal, cumpărat din market, pH 5.5, 6.5, are, cred că, și un pic de nisip și perlite și va fi ok. Iar acum e timpul să plantăm cactusul în ghiveci. Însă, se pare că mai trebuie să adăugăm substrat. E perfect. Acum doar voi adăuga substrat împrejur. Cam destul, nu voi uda pentru că substratul e un pic raven. Iar acum îl voi scurta și îl voi lăsa o zi să se usuce rana, după cum am menționat. Așa că să începem. Avem nevoie de o foarfecă să fie sterilizată. Iată. Și începem să tăiem pe acesta. Pe undeva de aici să-l tai și asta e. Și pe acesta o să-l tai cu totul, după cum am spus. Aici nu-mi place ce are un fel de cicatrice, ceva de gen. După cum observăm, iată ce a avut aici. În fine, tăiem. Și pe aceasta o tai în două. Dar pe aceasta m-am gândit să o tai în trei. Chiar patru, aș zice. Și pe aceasta o tăiem, de ce nu? Că e mai lungă decât toate. Și acum uitați-vă câți butași am. Super! Așteptăm o zi. Ei bine, a trecut chiar mai mult de o zi și trebuie să plantăm acești butași de cactus și, după cum observăm, pământul se așează foarte bine. Hai să-i plantăm. Trebuie să facem niște găuri și plantăm. Acesta e rezultatul final, vom vedea cum se vor dezvolta, sper să se prindă toți. Voi mai uda din când în când pământul să nu fie uscat, chiar uscat, până se prind, până cresc rădăcini, apoi poți să lași pământul să se usuce mai bine.
Asta e. Vom vedea, va crește frumos. Când va crește prin părți așa, lungi vor fi, vor cuprinde tot ghiveciul, voi posta un video update. Dar până atunci așteptăm. Și vă mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Asta înseamnă mult pentru canalul meu. Abonați-vă, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez un video nou. Și dacă doriți, abonați-vă la canalul meu de fotografie. Se numește Fotografia lui Gicu și link-ul se află în colț. Și o zi cât mai frumoasă, pe data viitoare!